rândul meu. Noi toți ne-am adunat să te onorăm, să ne închinăm în duș și în adevăr. Iisus, suntem aici să te Laudă îndălțul.
și adevărat. La porunca ta, furtuna va înceta, nimic nu stă în calea ta. Cuvântul tău, Iisus, bolnavi-a vindecat, pe cei captivi-a eliberat. Cuvântul tău, Iisus, și morți-a bântuit, El e viu și adevărat. La cuvântul tău, undele se va topi. La cuvântul tău și pustia va verzi. Tu ești Domn, Tu ești Domn. La cuvântul tău, oasele prin viață ia. La cuvântul tău, îndoielile dispar. La cuvântul tău, izbăvirea va veni. Tu ești Domn. Tu ești Domn, la cuvântul tău.
cerințele prin viață ia. La cuvântul tău îndoielile dispar, la cuvântul tău izbăvirea va veni. Tu ești Domn, tu ești Domn, tu ești Domn în fiecare zi. Tu ești Domn în fiecare zi. Tu ești Domn în fiecare zi. I worship you. You are here.
piatră acum transformat în prezența ta, Iisus. Ne chem pe fiecare la părtășie cu tine acum, tu stai și bați la inima noastră, Doamne, Doamne, noi ne deschidem inima, deschidem inima, noi ne deschidem inima pentru tine. Pășește acum inima mea, pășește acum inima mea, pășește acum inima mea, pășește acum inima mea, frumusețea ta.
transformat de iubirea ta. Cu toată ființa mea te caut. Inima spune din partea ta, caută fața mea. Cu toată ființa mea te caut. Să privesc, să privesc frumusețea ta, transformă de iubirea ta. Cu toată ființa mea te caut. Du-mă mai aproape în prezența ta. Du-mă mai aproape de inima ta. Lângă tine, dacă vrea să vin mereu. Învață-mă calea ta, condu-mă pe cărarea ta, cu toată ființa mea te caut. Umple-mă cu Duhul tău, să fiu reaprins din nou. Praise the Lord.
împărtășesc câteva lucruri despre slujirea ușierilor. I want to share something about the ushers ministry. Tot timpul când mă gândesc la slujirea ușierilor, every time I think about the ushers ministry, mă gândesc la Faptele Apostolilor 6. I think about the book of Acts chapter 6. Unde biserica întâmpina o problemă. Where the church had a problem, was facing a problem. Problema era că anumiți oameni nu erau băgați în seamă, să zic așa. The problem was that some people were not taken care of. În legătură cu anumite probleme. Concerning some problems they had. Iar după ce au apostolii au postit 3 luni. And after the apostles fasted and prayed. Și s-au rugat încă 3 luni. And they fasted, prayed another 3 months. Au găsit soluția. They found a solution. Povestea, bineînțeles că nu e așa. Of course the story is not that way. Dar e foarte simplă. But it's very simple. Au găsit o problemă foarte o soluție foarte simplă la problemă. They found a very simple solution to the problem. Le-au spus bisericii de acolo. They said to the church that was there. Să aleagă câțiva oameni care să slujească la mese. To choose some people that can serve the tables. Știți de ce? You know why? Ca apostolii să poată sluji cuvântul lui și a se ruga. So the apostles can minister the word and can pray. Acesta este și motivul pentru care noi slujim ca ușieri la noi la biserică. This is one of the reasons that we minister as ushers here in our church. Și poate tu zici, and maybe you say, oh, ușier. Oh, ushers. Da, ușier, mă gândesc tot timpul la Ștefan. Yes, I'm always thinking about Stephen when mă gândesc I'm saying usher. Filip. I'm thinking about Philip. Și sunt tot timpul încurajat. And I'm always encouraged. Și mai mult de atât. And even more than that. Mă gândesc la Domnul Iisus Hristos. I'm thinking about our Lord Jesus. Domnul Iisus Hristos a spus ceva peste înțelegerea noastră. The Lord Jesus said something that goes way beyond our understanding. A spus că cine este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? He said, who is the greatest, the one who sits at the table or who serves at the table? Nu cine stă la masă. Is it not the person who sits at the table? Totuși, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Even though I am among you as one who serves at the table. Și chiar și Isus, even the Lord Jesus, în spatele slujirii lui, in the back of his ministry, erau mulți oameni care slujeau. There are many people who would serve in his ministry. Erau femei, there were women, bărbați, men. Erau oameni care, cum zicea Pavel, people like Paul used to say, care au considerat toate lucrurile care pentru ei erau câștig, they would consider all the things that for them were gain, le-au considerat ca pierdere, they would consider them as loss, pentru a cunoaște pe Iisus Hristos, so they could know the Lord Jesus. Și de multe ori viețile noastre sunt așa ocupate, da? And many times our lives are so busy. Cred că comparativ cu alte generații, maybe comparing with other generations, timpul nostru e așa de ocupat. Our time is so filled up. Chiar so și timpul nostru liber. Even our free time. Chiar dacă avem așa multă tehnologie care să ne ajute. Even if we have so much technology that can help us. Ca să câștigăm timp. To gain time. Totuși suntem mai ocupați ca niciodată. Even though we are so occupied more than ever before. Și cred că pentru fiecare slujitor, and I believe for every minister, ar trebui să aibă această gândire. We should have this type of thinking, mentality. Să considerăm toate lucrurile care pentru noi erau un câștig. To consider everything that was for us a gain. Să considerăm pierdere. To consider it a loss. Pentru Iisus Hristos. For the Lord Jesus. Poate tu zici, maybe you say, vreau trezire. I want revival. Și nu aștepta lucruri care nu o să vină niciodată. Don't just stand there waiting for things that will never come. Trezirea vine atunci când noi suntem ascultători față de cuvântul lui Dumnezeu. Because revival comes when we are obeying the word of God. Și putem vedea asta în ce urmat în Fapte 6 și 7. And we can read what happened afterwards in Acts 6 and 7. Aceea e trezire. What revival. Și cred că așa cum noi ne schimbăm inima noastră, and I believe that as we change our heart, și punem lucrurile Dumnezeu
pe primul loc, and we put the things of God on first place, trezirea va veni. Revival will come. Și El vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi. And God wants to use each and every one of us. Cum zicea Pavel, just like Paul said, nu toți suntem chemați să facem aceleași lucruri. We are not all called to do the same thing. Nu suntem toți mâini, picioare, we are not all hands or feet, ochi, eyes. Dar fiecare am fost făcuți să ne aducem aportul nostru în trupul lui Hristos. But all of us were built in a way that we can bring help to the body of Christ. Aleluia. Aleluia. Je rup un nom de sang de notam la Robert. Răspund astăzi cererii de a partaja cu voi mărturia mea. Ça fait un moment que j'ai été baptisé dans cette église. Nu de mult am fost botezat în această biserică. Et depuis que cela s'est fait, de când am fost botezat, je constate des changements au niveau de ma vie personnelle. Constat schimbări în viața mea personală. Tout d'abord, j'avais les douleurs autour de mes deux pieds. În primul rând aveam multe dureri aici la picioarele mele. Et les pasteurs ont prié beaucoup. Și pastorii s-au rugat foarte mult pentru mine. Mais le fait que je me suis fait baptiser, j'ai constaté un changement de douleur. Și prin faptul că ei s-au rugat pentru mine, am simțit acea schimbare în durere. Et en plus de cela, și mai mult decât atât, à chaque fois que le pasteur demande de venir devant pour ceux qui veulent la guérison, tot timpul când pastorii cer să vină aici să se roage pentru vindecare, parfois j'ai des doutes de venir. Câteodată am gânduri să nu vin. Je me dis ce n'est pas important, je veux rester. Nu e important, vreau să rămân la locul meu. Mais à l'intérieur de moi, mon cœur me dit va. Dar în interiorul meu, inima îmi zice du-te. Comme si quelqu'un me poussait. Ca și când cineva mă împinge să mă duc. Directement je viens, je m'arrête ici. Și mă așez aici direct. Cela s'est fait plusieurs fois. S-a întâmplat de multe ori chestia asta. Mais tout dernièrement. Dar recent. Je veux parler du dimanche passé. Vreau să vorbesc de duminica trecută. Quand le pasteur a prié, il a imposé la main sur moi. Când pastorul s-a rugat pentru mine și a pus mâna peste mine. Après que il ait quitté. Când a plecat. J'ai senti une fraîcheur de la tête aux pieds. Am simțit o senzație de refresh de la cap până la picioare. Une fraîcheur que je n'ai jamais expérimentée. Ceva ce n-am experimentat până acum. Et directement après que j'ai quitté pour aller m'asseoir. Și când m-am dus să mă așez înapoi la locul meu. J'ai ressenti une joie et j'ai compris que c'était la présence de Dieu. Am resimțit o fericire care am știut că este de la Domnul. Donc je pouvais pas rester sans témoigner cela. Și am vrut să părtășesc cu voi acest lucru. Aleluia. Aleluia. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Éternel des armées pour sa grâce dans ma vie. Vreau să îi mulțumesc Domnului pentru tot harul care mi l-a dat în viața mea. Ce que Dieu fait, personne ne peut le faire. Ce face Dumnezeu, nimeni altcineva nu poate să facă. Il te prend de zéro en héros. Te ia de la 0 la 100. Donc tout ce qu'il fait, quand tu penses, tu dis vraiment, l'homme est faillible, hein? À un certain moment, il peut avoir assez de toi. Hein? Donc, mais Dieu lui-même, c'est un papa doux. Poți să te gândești că poți să ieșezi la un moment dat, dar să știi că la final El te va ajuta să ieși la suprafață. Mais Dieu, l'Éternel des armées, ne se lasse jamais de te tenir, de te soutenir. Te va sprijini mereu. Que ce soit dans les bons moments et les moments d'épreuve. Parce que quand tu dis dans les pires moments, tu auras pire. Façon tu appelles pire, c'est comme ça que tu vas recevoir pire. În momentele cele mai grele de încercare, Dumnezeu ne va ajuta și ne va întări. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dis les moments d'épreuve, ça va passer. Deci în tentații, ele vor trece, dar Dumnezeu te va scoate mereu, cât mai sus. Donc je ne cesse de dire merci à Dieu pour la vie de mon mari. Mulțumesc Domnului pentru viața soțului meu. Pour ma vie. Pentru viața mea. Parce qu'il a été et il est une bénédiction pour pentru moi. Că este o binecuvântare pentru mine. Avant d'être sauvé. Înainte să fiu salvată. J'ai traversé des moments et j'ai traversé des momente. J'ai été, je peux dire la pierre rejetée. Pot să zic că am fost piatra respinsă. Mais l'Éternel lui-même l'a dit. Je suis le père des rejetés et des orphelins. Mais Dieu a dit que este tatăl celor respinși. Donc il m'a appelé, il m'a aimé. Il m'a
apelat, comme toi et moi aujourd'hui ici. Ca și pe tine, ca pe toată lumea. C'est pour qu'elle s'est donné à la croix en sacrifice pour nous. El a făcut un sacrificiu pentru asta la cruce. Donc ce grand amour là. Iubirea sa infinită, foarte c'est mare. C'est lui seul qui peut le donner. Numai el poate să ne-o dea. Et que cela soit ta portion et ma portion au nom de Jésus. Și voi să aveți aceeași porțiune cum am avut și eu. Vraiment l'Éternel des armées. Ultimii ani. C'est ma force. El a fost forța mea. C'est mon appui. Este sprijinul meu. Vraiment ce qu'il a fait, je ne peux pas dire. Ce mi-a făcut, ce a făcut în viața mea, nu la pot să descriu, numai să-i dau glorie. Et je sais que tout un chacun a un témoignage ici. Și știu că fiecare dintre noi are o plus profundă de son cœur. Aici, profundă în inima sa. Tu penses là où tu étais. Tu dis, tu unde ai fost? Est-ce que je vais arriver moi-même là? Est-ce que je vais venir pour souffrir pour toute la vie? Te gândești, o să sufăr toată viața? Mais l'Éternel des armées te choisit. Dar el te va alege. Pas par ta beauté. Nu pentru frumusețea ta. Ni par ton habillement. Nu pentru hainele tale. Mais c'est par sa grâce et son amour qu'il nous a sauvés. Dar este prin harul și prin iubirea sa care ne-a mântuit. Pour que nous puissions lui servir. Ca să putem să-l servim. Donc je ne peux que lui rendre gloire à Dieu et lui dire de continuer à exagérer positivement dans ma vie. Deci pot numai să-i dau glorie și să se manifeste în viața mea pentru totdeauna. Parce que quand tu le choisis pour qu'il soit le fondement de ta vie, de ton foyer, tu vas jamais échouer. Deci atunci când îl alegi să fie fondația ta în viața ta. Parce que quand tu es basé sur le roc du Christ, quelles que soient les tempêtes, tu vas seulement tituber mais tu vas jamais tomber. Deci când te bazezi pe Iisus, și dacă ești în furtună, tu n-o să te neci. Quand ça vient, tes deux amis sont tes genoux, tu les fléchis toujours, tu lèves la tête vers le ciel et l'Éternel des armées a dit que de l'invoquer va toujours te répondre. Și când ești în furtună, când ești în genunchi, Dumnezeu îți va răspunde în acea furtună. Donc je sais qu'il est la réponse à tous mes sujets. Știu că este răspunsul în toate situațiile. Et il sera aussi pour toi au nom de Jésus. Și va fi și pentru voi asemenea. Donc je ne peux que lui dire merci et lui demander pardon. Îi spun mulțumesc. Car nous sommes tous des pécheurs. Suntem toți de păcătoși. Donc ce n'est ni par la beauté ni par la prima. Nu este prin frumusețe, nu este prin hainele noastre. Mais nous appelle à l'humilité. Dar ne cheamă în umilință. De se rabaisser un peu. Să ne coborâm un pic. Et de s'abandonner complètement dans ses mains. Și să ne abandonăm lui. Et quand tu t'abandonnes à l'Éternel des armées, tu vas jamais échouer. Tu vas aller de victoire en victoire. Dacă te abandonezi lui, nu vei ieși niciodată. Tu vas aller de grâce en grâce. Vei merge de la har la har. Donc ce qu'il fait, c'est vraiment merveilleux. Ce face Domnul este foarte minunat. Donc quand tu es dans une situation que tu traverses, când ești într-o situație prin care appel traversezi, lui et il te répondra. Poți să-l apelezi și el îți va răspunde. Il va te répondre positivement. O să-ți răspundă în mod pozitiv. Et quand il te répond, ne lui tourne pas le dos. Și când îți răspunde, să nu-i întorci spatele. Aime-lui de tout ton cœur, de tout ton âme. Să-l iubești din toată inima, din tot sufletul. Tu vas jamais, jamais échouer. Nu o să eșezi niciodată astfel. Tu vas seulement essayer de tomber, mais tu vas pas tomber. Vei încerca într-un fel să cazi, dar nu vei cădea. Parce que c'est lui ton soubassement. El este fondația ta. Donc c'est lui qui va t'aider à avancer. Este cel care te va ajuta să avansezi. Donc je ne fais que lui dire merci. Îi spun mulțumesc. Et qu'il continue à nous bénir au nom de Jésus. Și dau toate binecuvântările. Qui bénit mon mari et vraiment, comme l'homme est infaillible. Să binecuvânteze soțul meu. L'homme faillit toujours, je vais l'appeler. Îl chemăm și pe Leon. Ce n'est pas pour être long. Moi, je l'appelle mon prophète comme le prophète Élie dans la Bible. Ok, îl numesc prophètul comme prophètul Élie din Biblie. Donc, j'ai confiance qu'ensemble, nous allons servir l'Éternel des armées. Et par sa grâce, nous irons de victoire en victoire. Et je lui demande aussi de me pardonner parce que l'homme est failli, l'homme failli hein, la oui. Femme comme l'homme, tu peux faire des comportements un peu bizarres, mais avec Dieu, je lui demande pardon et que Dieu lui bénisse. Merci.
A zis că noi toți suntem slabi în firea noastră și că facem greșeli, erori uneori, dar știe că Domnul este mereu acolo să ne ierte și să ne ajute să trecem peste ele și să avansăm în El. Dar în numele de Jesus. Numele Iisus. Amen. What a blessing. Ce binecuvântare. What an opportunity. Ce oportunitate. What a privilege. Ce privilegiu. To be found in His presence today. Ca să fim în prezența Lui astăzi. And for all of us to be together. Ca noi toți să fim împreună. It is not by chance. Nu e la întâmplare. It is just by the grace of God. Ci prin harul Domnului. And I want to thank the pastors of the church. Vreau să mulțumesc pastorilor din biserică. The leaders of the church. Liderii din biserică. For this opportunity to share with us and encourage. Pentru oportunitatea asta să împărtășesc cu voi și să aduc încurajare. Praise Jesus. Slavă ție, Iisus. Amen. Aleluia. So I just want to share a little bit of encouragement from the book of Joshua. Așa că vreau să vă încurajez puțin din cartea Iosua. The book of Joshua. Let's pray. Hai să ne rugăm. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Son of God. Îți mulțumesc, Fiul lui Dumnezeu. And in the name of Jesus. Și în numele lui Iisus. Lord, we invite you in this place. Doamne, te invităm în acest loc. We say, come and fill us up. Noi spune, vino și umple-ne pe noi. In and out and overflow. Să fie peste noi, să dăm peste. Holy Spirit, we give you the control. Duhul Sfânt, îți dăm ție controlul. Let your word be spirit and life to us today. Lasă ca și cuvântul tău să fie duh și viață azi în noi. And cover us with your glory. Și acoperă-ne pe noi cu slava ta. In the name of Jesus. În numele lui Iisus. Thank you. Îți mulțumesc. The book of Joshua is one that exhibits great courage. Iosua este despre mult curaj. And also the redeeming power of God. De asemenea, vedem aici puterea de răscumpărare a lui Dumnezeu. That is always ready to care save. Întotdeauna e gata ca să mântuiască. At any point in time. În orice moment în timp. Whenever it concerns his people of purpose. Fie că are legătură cu scopul lui sau cu poporul lui. And I want you to tell the one beside you. Și vreau să spui celui de lângă tine. Just declare it. Doar declară asta. I am a person of purpose. Eu sunt o persoană cu scop. I am a person on assignment. Eu sunt o persoană care e trimit, însărcinat cu ceva. It's one thing to believe it. Este ceva ca să este un lucru ca să crezi. And it's one thing to declare it. Și e alta ca să declar lucrul ăla. Because when you declare it. Pentru că atunci când tu îl declari. It happens. Acel lucru se întâmplă. It manifests. Se manifestă. Even God when he created the whole earth. Chiar și Dumnezeu când a creat întregul pământ. He spoke. El a vorbit. And it happened. Și s-a întâmplat. So it's important our declarations. Așa că e important cum declarăm. Well, in the Bible we see time and time again how God was when God sets his calling on a person or a people. Și în Biblie vedem din nou când atunci când Dumnezeu avea un scop sau o chemare cu o persoană sau cu un popor. He protected them in ways that were completely mind-blowing. I-a protejat într-un mod care îți depășește gândirea. That is why I wanted you to proclaim that you are a person of purpose. De aceea vreau ca tu să proclam că eu sunt o persoană cu scop. Because God's people. Pentru că poporul lui Dumnezeu. Of his purpose. Care e după scopul lui, are scopul lui Dumnezeu. He protects them. Îi apără. In a powerful way. Într-un mod puternic. For example, we can see of Daniel in the lion's den. De exemplu, vedem pe Daniel în groapa cu lei. Jonah in the belly of the fish. Iona când era în pântecele peștelui. Peter being rescued supernaturally from prison. Petru când este scăpat în mod supranatural din închisoare. Paul, Silas. Pavel și Sila. All these people were people of purpose. Toți acești oameni erau oameni cu scop. And we see how God rescued them powerfully. Și vedem cum Dumnezeu i-a scăpat cu puterea lui. The Bible says in Romans 8:30. Și Biblia spune în Romani 8:13. That those he destined, he also called. Că aceia pe care i-a predestinat, i-a și chemat. And those he called, he justified. Și aceia pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit. And those he justified, he also glorified. Și aceia pe care a îndreptățit, i-a și glorificat. And we are those, amen. Și noi suntem aceia, amin. We are those. Noi suntem aceia. So in chapter 5 of Joshua. Așa că în capitolul 5 din Iosua. We are told that the Amorites and the Canaanite kings. Ni se spune că regii amoriți și cananiți. They heard of what God had done in the lives of the Israelites. Au auzit despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața evreilor. When they crossed the river Jordan. Când i-au traversat Iordanul. And they crossed the river Jordan with everything they owned and everything they had. Și au traversat Iordanul cu tot ceea ce ei au avut. Isn't that wonderful?
Nu e asta minunat? That God is not just concerned about you yourself. Că Dumnezeu nu se ocupă doar de tine însuți. He's concerned about your family. Și de familia ta. Crossing the Jordan. Să treacă Iordanul. Your dogs. Câinii tăi. Your cats. Pisicile tale. The dog lovers. Amen. Voi iubiți câinii, așa e? All the everything that you have, God is interested that you cross the Jordan with it. Tot ceea ce tu ai, pe Dumnezeu îl interesează ca tu să poți să treci Iordanul cu tot ceea ce ai. Not just you coming to know Christ. Nu doar tu ca să vii să-l cunoști pe Hristos. He wants everything and everyone you have in your family coming to know God. Toți și tot ceea ce tu ai în familie să vină la Dumnezeu, să-l cunoască pe Dumnezeu. Amen. Amin. The Bible says in continuously the story as I was saying. Biblia ne spune în continuu această întâmplare care vă zic. That the Amorites and the Canaanites kings. Că acești regi amoriți și cananiți. When they saw how God had caused the Israelites to pass through the river Jordan. Când au văzut cum Dumnezeu a făcut ca și poporul să treacă prin râul Iordan. I like what the Message version says. Îmi place ce scrie în varianta Message. That their courage drained out of them. Că curajul lor s-a scurs afară din ei. Just thinking about what God did for these people. Doar gândindu-se la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru acest popor. God wants to make you a terror. Dumnezeu vrea să te facă pe tine terifiant. For those around you. Pentru cei din jurul tău. He wants to make you a testimony. Vrea să te facă o mărturie. Like how we heard our brother and our sister share this day. Cum am auzit azi pe fratele și pe sora noastră cum au dat mărturie astăzi. God wants to make our lives a living testimony. Dumnezeu vrea să fim o mărturie vie. In verse 13 of chapter 5. În versetul 13 Joshua. Din capitolul 5, cartea Iosua. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat și iată un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din tiaca în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Neither, he replied, but as commander of the army of God, I have now come. Then Joshua fell down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for this servant? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? The commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did. Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. The verses that I just read. Versetele pe care eu l-am citit. It indicates how timely God is. Indică cum Dumnezeu are un timp pentru lucruri. When I was reading this passage of scripture. Și când citeam acest pasaj din scriptură. I was like, why would God choose that particular timing to show Joshua? Mă gândeam, de ce Dumnezeu a ales acel timp specific ca să arate asta lui Iosua? Because God works with time. Pentru că Dumnezeu lucrează în timp. He doesn't go before time or after time. El nu merge înaintea timpului sau după timp. He is an on time God. El este Dumnezeu care este la timp. He intentionally waited for Joshua and his people to get close to Jericho. Intenționat așteptat ca și Iosua și poporul să se apropie de Ierihon. In order to reveal himself to them. Ca apoi Dumnezeu să se descopere lor. Through the angel of his presence. Prin îngerul prezenței sale. And I want to encourage us. Și vreau să vă încurajez. Angels are implicated in our lives. Că îngerii sunt implicați în viețile noastre. I believe it. Eu cred asta. And we have to believe this reality. Și noi trebuie să credem în această realitate. They work with us. Că ei lucrează they cu help noi. Us. Ei ne ajută. When we are walking in the presence and the will of God. Când noi umblăm în prezența și în and voia Domnului. In obedience. Și în ascultare de when el. When we know what we are doing the Lord. Știm ceea ce noi facem pentru Domnul. Is the Lord who has put us to do it. Este Domnul care ne-a pus, ne-a însărcinat să facem cu tare lucru. You can be sure angels are with you. Tu poți să fii sigur atunci că îngerii sunt cu tine. We cannot drag the angels in disobedience. Noi nu putem să le tragem pe îngeri după noi în neascultare. They only follow the command of the Lord. Ei doar ascultă de porunca Domnului. So if we want them implicated and activated. Și dacă vrem ca ei să fie implicați și activați în viața noastră. In our lives day in and day out. În fiecare zi.
Then we must make a decision. Atunci noi trebuie să luăm o decizie. We must choose. Trebuie să alegem. To walk in obedience to God. Să umblăm în ascultare de Domnul. And I say decision and choice. Și eu spun că este o decizie, este o alegere. Because that's what it is. Pentru că așa este ea. You will not always feel like obeying what the Lord is telling you to do. Tu nu întotdeauna o să simți că vrei să asculți ceea ce Domnul spune că trebuie să faci. It doesn't always conform with what you want to do. Nu întotdeauna se conformează cu ceea ce tu ai vrea să faci. But if you know that is what God wants you to do. Dar dacă tu știi că asta e ceea ce Domnul vrea să faci. Then that is why you have to decide. Atunci de aceea tu trebuie să o hotărăști. And that's why you have to choose. Și trebuie să alegi să faci. And commit to doing it. Să te dedici la face acel lucru. Even as Pastor Bogdan already shared with us earlier. Așa cum, to be faithful to the end. Așa cum Pastor Bogdan a împărtășit cu noi mai devreme, să fim credincioși până la capăt. It's so interesting, that's the time that God opened Joshua's eyes to see the angel. Și doar acum Dumnezeu a deschis ochii lui Iosua ca să-l vadă pe înger. Even prophet Elijah also had the same experience. Chiar și prorocul Elisei a avut această experiență. With his servant when he said. Slujitorul lui atunci când i-a spus. He prayed for his servant's eyes to see. S-a rugat pentru ochii slujitorului său ca să vadă. How they saw the enemy with them. Că așa cum cu ochii lui a putut să vadă vrășmașul. But then he prayed that the Lord will make him see. Dar după care el s-a rugat ca Domnul să-l facă pe el să vadă. The hills of full of horses and chariots of fire from the Lord. Că pe dealurile din prejur erau plini de cai ale Domnului, cai de foc. That was around them. Care înconjura pe ei. And how many of you know that was an encouragement? Și câți dintre voi știți că asta era o încurajare? That when you saw the angel of the Lord and his command with you. Atunci când vezi pe îngerul Domnului că este acolo la comandă, comandantul împreună cu tine. And the Bible says he didn't just stand there looking all tall and big. And the Bible says he didn't just stand there looking all tall and big. Și Biblia spune că comandantul oștirii nu a stat acolo doar arătând impunător. He had his sword drawn. Și a avut și sabia lui scoasă din teacă în mână. He was ready for action. El era gata de acțiune. He was ready to establish the order of the Lord. Era gata să execute porunca Domnului. And he was ready to bring the Lord's vengeance. Și era gata să aducă răzbunarea Domnului. Upon his enemies. Asupra vrășmașilor lui. God wanted to reassure Joshua. Dumnezeu a vrut să-l asigure, să-l reasigure pe Iosua. Of his promise to him before. Promisiunilor care le-a făcut înainte. He wanted to reassure him that he is involved in that situation. A vrut să-l asigure că el, Dumnezeu, este implicat în această acțiune. Now tell your neighbor again. Tell your neighbor again. Acum spune din nou celui de lângă tine. God is involved in your situation. Dumnezeu este implicat în situația ta. God is involved in your situation. Dumnezeu este implicat în situația ta. Hallelujah. Hallelujah. And he continues to say in verse 15. După aia continuă și ne spune în versetul 15. The commander of the Lord replied. Că comandantul oștirii Domnului a spus. Take off your sandals. Scoateți încălțămintele din picioare. For the place where you are standing is holy. Căci locul pe care stai este sfânt. Hallelujah. Hallelujah. And then after that Joshua asked him. După care Iosua îl întreabă. The message that he has for him. Care e mesajul care îl are pentru el? And it says in chapter 6. Și ni se spune în capitolul 6. Now the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. No one was allowed to go out or in, but the Lord said to Joshua. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el, dar Domnul a zis lui Iosua. I have given you Jericho. Iată, dau în mâinile tale Ierihonul. Is king and all is strong warriors. Și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. You and your fighting men should march around the town once a day for 6 days. Înconjurați cetatea voi, toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci 6 zile. 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. 7 preoți se poartă înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbec. On the seventh day you are to march around the town 7 times with the priests blowing their horns. În ziua 7-a se înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. When you hear the priests give one long blast on the ram's horns. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței. Have all the people shout as loud as they can. Tot poporul să scoate mari strigăte. Then the walls of the town will collapse and the people can charge straight into the town. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. So we see the angel of the Lord also came with a message for Joshua. Așa că vedem că îngerul Domnului a venit cu un mesaj pentru Iosua.
He came giving specific instructions. A venit și a dat instrucțiuni specifice. On how he wanted him to conquer. Cum a vrut ca el, Iosua, să cucerească Ierihonul? I'm sure in the tent or there among the people there were warriors. Sunt sigur că în mijlocul poporului erau și războinici. Who were under Joshua's charge? Care erau sub comanda lui Iosua. I can only imagine. Și poți să mă închipui. Then them murmuring. Cum ei se plângeau. They were like, this is our chance. Come on. Și ziceau, păi asta e șansa noastră. To show these people that we are the real deal. Ca să le arătăm acestui popor că noi suntem ce trebuie. The gates are tightly shut. Porțile sunt închise, încuiate. Obviously they are terrified of us. Și toți oamenii de acolo din cetate sunt speriați cu privire la noi. No one is going out or coming in any way. Nimeni nu intră, nu iese din cetate. This is our chance to just open the doors. Și asta e șansa noastră ca să deschidem ușile și să intrăm peste ei. And just take charge. Și doar să preluăm controlul. Yet the Lord wanted to assure Joshua. Totuși Domnul a vrut să-l asigure pe Iosua. That he is the God that goes before them. Că el este Dumnezeu care merge înaintea lor. You know the Bible that says that the battle belongs to the Lord. Știi că Biblia ne spune că lupta este a Domnului. Sometimes we know it theoretically. Și noi uneori știm doar teoretic asta. When it comes the practical side. Dar atunci când ajungi la lucruri practice. We want to help God, don't we all? Noi what? We want to help God. Noi vrem cumva să-l ajutăm pe Dumnezeu, nu-i așa? Don't we all do this? Noi toți facem asta, așa-i? Because the thing is so logic. Pentru că e așa de multă logică. It's so clear. E clar ce trebuie să faci. That we need to do it this specific way. Că noi trebuie să facem lucrurile în acest mod specific. And we have the experience for it. Și noi avem experiență în spate care ne ajută. And it's all of a sudden this angel comes to me. Și dintr-o dată vine acest înger la mine. Giving me specific instructions. Și îmi dă mie instrucțiuni specifice. About going around my situation. Ca eu să mă învârt în jurul situației mele. Who does that? Cine face asta? When I know that I have the warrior in me. Când eu știu că e acel războinic înăuntru meu. I got this. Că eu mă pot ocupa cu privire la, mă pot ocupa de asta. Not by might. Și nu e prin putere. And it is not by power. Și nici prin tărie. But it's by the spirit of the Lord. Și prin Duhul Domnului. Hallelujah. Hallelujah. And that is where our hope is. Și acolo este nădejdea noastră, speranța in noastră the Lord. În Domnul. He says some trust in horses. Spune că unii se încred în cai lor. Some trust in chariots. Unii se încred în cărut, în carele lor. But we trust lor. In the name of the Lord. Dar noi ne încredem în numele Because Domnului. Because the name of the Lord. Pentru că numele Domnului. Is a strong tower. Este un turn tare. The righteous we run to it. Și cei neprihăniți aleargă la el. And we are saved. Și noi suntem mântuiți. And it's the name of the Lord. Și este numele Domnului. That is our protection. Care este protecția noastră. In him is our victory. În el este biruința in noastră. Him is our deliverance. În el este eliberarea noastră. Ephesians 6:12 says. Efeseni 6:12 ne spune. We are not fighting against flesh and blood. Că noi nu ne luptăm cu carne și sânge. But against evil rulers, authorities of the unseen world. Ci împotriva duhurilor și stăpânitorilor din lumea din văzduh. Against mighty powers in this dark world. Împotriva puterilor din lumea întunericului. And against evil spirits in the heavenly. Și împotriva duhurilor rele din locurile înalte. There are things we are not aware of. Sunt lucruri cu privire la care noi nu suntem conștienți. There are things we have no idea. Și nu avem idee despre ele, nu le înțelegem. And God has chosen to hide it from us. Și Dumnezeu a ales ca să le ascundă de la noi. But when we heed to his instructions. Dar atunci când noi ascultăm de instrucțiunile lui. When we choose to walk in obedience. Când alegem să umblăm în supunere față de el. And not looking up to what we can do. Și nu doar uitându-ne la ce putem noi or face. What we know. Sau ce știm noi. Then he will bring us to that expected end. Atunci ne va duce la acel sfârșit bun pe care For îl așteptăm. Sure he will. Cu siguranță el o să facă. Hallelujah. Hallelujah. I wanted to go back again about what Joshua did. Și vreau să ne întoarcem la ceea ce a făcut Iosua. I like what he said. Mie îmi place ce spune aici. That he said Joshua fell face down. Spune că Iosua a căzut cu fața la pământ. I like how he postured himself. He postured himself. Îmi place cum s-a așternut pe el însuși, s-a When proșternat. When we perceive the presence of God. Când noi percepem prezența Domnului. You know, sometimes. Noi uneori. We can have this self of entitlement. Putem să avem această idee că noi merităm ceva. But I want us to know. Dar vreau ca să știm. That we have nothing. Că noi nu avem nimic. Without the Lord. Fără Domnul. We should always discourage ourselves. Noi ar trebui să ne descurajăm pe noi înșine. To have that attitude of self-entitlement. Ca să nu avem această atitudine că eu merit asta. Mm.
Because everything that we have and are. Pentru că tot ceea ce noi suntem și avem. It's just by the grace of God. E doar harul lui Dumnezeu. Some people slept and didn't wake up today. Unii oameni au dormit și nu s-au trezit astăzi. Did we do anything to be alive today? Noi am făcut ceva ca să fim vii astăzi? Nu. Absolutely not. Nimic. We woke up in the mere mercies of God. Noi ne-am trezit doar prin mila și harul Domnului. Only by the grace of God. Doar prin harul Domnului. Looking all beautiful and all. Și mă uit așa la ce frumos sunteți fiecare. All of us together, the nations. Noi toți împreună din diferite țări, how diferite beautiful. Națiuni, ce frumos. And we are basking in the presence of the Lord. Și noi doar ne scăldăm în prezența Domnului. And by His grace. Și prin harul Lui. Only by grace. Doar prin harul Lui. That is why I liked how Joshua. De aceea îmi place cum Iosua. Postured himself. S-a prosternat. He just fell face down. A căzut așa cu fața la pământ. Because having the right posture. Pentru că avea o postură corectă, o poziție corectă. In the presence of God. În prezența Domnului. It's important. Este important. The Bible says. Biblia ne spune. That God looks at the heart. Că Dumnezeu se uită la inima noastră. And not the outward appearance. Și nu la ceea ce izbește privirea. And He wants us to be in relationship with Him. Și vrea ca noi să fim într-o relație cu El. But also the Lord teaches us to be humble. Dar de asemenea Domnul ne învață pe noi ca să fim smeriți. And that is what our Lord Jesus did. Și asta a făcut și Domnul nostru Iisus. When he came on the earth, când El a venit pe pământ, he didn't come seeking a throne, El nu a venit căutând un tron pe care să stea, he came seeking the lost. Ci a venit să caute pe cei pierduți. Yes, God is loving. Da, Dumnezeu este dragoste, yes, și iubește. Merciful. Da, are milă. Yes, he's gracious. Da, are har. Oh. But yet he is God. Dar totuși El este Dumnezeu. He is sovereign. El este suveran. He is powerful. El este puternic. He is the king. El este regele. And we must acknowledge him. Și noi trebuie să-L recunoaștem pe El. We must reverence him. Trebuie să îl adorăm pe El. In the right way when we are in his presence. Într-un mod corect când suntem în prezența Lui. That is why I like so much Joshua. De aceea îmi place așa de mult de Iosua. How he comported himself cum before el s-a comportat în prezența Domnului. He didn't think that he was anything that he earned anything in the presence of God. El nu s-a gândit că el este ceva ce a meritat ca el să fie în prezența Domnului. He just humbled himself. El doar s-a smerit pe el însuși. He was a sensitive leader. A fost un lider sensibil. He revered God. El l-a adorat pe Dumnezeu. Because he saw his predecessor Moses. Pentru că el l-a văzut pe cel ce a fost înaintea lui, pe Moise. How he walked before God. Cum Moise a umblat cu Domnul. How Moses sought after the glory of God. Cum Moise a tânjit și a căutat gloria Domnului. And that affected him. Și asta l-a afectat pe el. L-a mutilat, l-a format pentru viața lui întreagă, pentru restul vieții. And he was a leader who was sensitive. Și a fost un lider care era sensibil. But when I was just meditating on this passage of scripture. Și așa cum meditam la acest pasaj din scriptură. And I was like, what caused Joshua to come to this encounter? Și mă întrebam, oare ce l-a făcut pe Iosua să ajungă la această întâlnire cu Domnul? Don't we all want to see angels? Nu e așa că noi toți am vrea să vedem îngeri? At least once in a while. Măcar o dată, așa din când în când. We know the Lord is with us. Noi știm că Domnul e cu noi. But like once in a while. Dar așa din când în când. We also want to have that experience. Vrem să avem o experiență, amin? At least one time. Măcar o dată, așa. In a lifetime. Într-o viață. Because one time is all you need. Pentru că o dată e tot ceea ce ai nevoie. And you'll be transformed. Și tu o să fii schimbat. And you'll be transformed. Și tu o să fii schimbat. I believe that Joshua's obedience. Eu cred că ascultarea lui Iosua de Domnul. The lifestyle he had to constantly just walk in obedience. Stilul acela de viață care l-a avut ca în mod constant să umble în ascultare de Domnul. Yes, he was a leader. Da, el a fost un lider. But he will walk in specific instructions given by the Lord. Dar el a umblat și a împlinit instrucțiuni specifice date de Domnul. Even crossing the Jordan. Chiar atunci când au traversat Iordanul. The Lord told him, pick 12 different stones. Domnul i-a spus lui, alege 12 pietre. I'm sure the people were like, what is Joshua doing again? Sunt sigur că poporul se întreba, ce face iarăși Iosua? And then he comes again the next morning. După care vine din nou următoarea dimineață. And he's like, I'm circumcising all the men in this place.
Și a zis: "Eu o să circumcid pe toți bărbații din locul ăsta." Like seriously? Zic, serios? You came out of your quiet time. Ai ieșit din timpul tău așa de liniște. And you are giving us all these instructions. Și ne dai nouă aceste instrucțiuni. About circumcision. Despre circumcizie. And can you imagine? Și poți să-ți închipui tu. Now I understand. Acum eu înțeleg. When the Lord says, "Be bold and courageous." Când Domnul spune: "Fii tare și curajos." Because he had to do that. Pentru că a trebuit să facă ceea ce trebuia să facă. To circumcise again grown men. Ca să circumcidă din nou toți bărbații adulți de acolo. The courage. Avea nevoie să fie curajos. Și toată îndrăzneala. And I'm probably thinking they resisted him at first. Și probabil că eu mă închipui că s-au opus un pic față de Iosua la început. So it's not an easy instruction. Așa că nu a fost o instrucțiune ușoară care să o primească. Dar Iosua a ales to walk in obedience. Să umble în ascultare. And I believe that's what prepared him for that encounter. Și eu cred că asta l-a pregătit pe Iosua pentru acea întâlnire care avea să o aibă. That prepared him for that encounter. L-a pregătit pe el. The Bible says today when you hear my voice. Și Biblia ne spune astăzi, dacă tu auzi vocea mea. Do not harden your heart. Să nu-ți întărești inima. As you did in the rebellion. Așa cum ați făcut o răzvrătire. And I just wanted to encourage all of us. Și vreau doar să vă încurajez pe fiecare. Even when we come here sometimes together. Chiar și atunci uneori când ne adunăm aici împreună la biserică. And sometimes you just feel the presence of the Lord. Și uneori poate simți prezența Domnului. Even as Robert said. Cum a împărtășit și Robert. And as he said, he just felt in his heart go. Și a zis că a simțit în inima lui du-te. Even though his mind told him chiar dacă mintea lui a spus altceva. He knew he had to do the right thing. A știut că trebuie să facă ceea ce este corect. We don't want to take the presence of God for granted. Noi nu vrem să luăm așa cu ușurință prezența Domnului. God chooses to be in our midst. Pentru că Dumnezeu alege să fie în mijlocul nostru. It is not obligated for him to be here. El nu e obligat să fie aici. But when we are here. Dar când noi suntem aici. That we should have the right posture. Noi ar trebui să avem acea poziție corectă. When we perceive the presence of God. Când percepem prezența Domnului. Amin. Sometimes you will feel raise your hands. Uneori tot să simți că trebuie să ridici mâna. Sometimes you feel lay down. Uneori o să simți că trebuie să te întinzi or la pământ. Kneel down. Sau să îngenunchezi. Or even cry. Sau să plângi. It's all okay. Și toate sunt bune. The most important to let cel your mai heart important este să lași ca inima ta respond to the presence să răspundă of God. Prezenței Domnului. That's, these are the diverse ways that we all respond. Astea sunt modurile diverse în care noi răspundem. The point is just be yourself. Ce important este să fii tu însuți. Don't care about who is on your left or your right. Să nu te interesează cine e la dreapta, cine e la stânga. Those moments are between you and God. Pentru că acele momente sunt între tine și Dumnezeu. And they are precious to him. Și ele sunt prețioase ție. They are precious in his sight. Sunt prețioase în ochii lui. Matthew 10:32 says whoever acknowledges me before others. Matei 10:32 spune că cel ce mă mărturisește pe mine înaintea celorlalți. I will also acknowledge before the Father. Și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Hallelujah. Hallelujah. And that's what I want to encourage you this morning. Asta cu asta am vrut să vă încurajez pe voi. Even as we choose to walk in obedience every day. Ca așa cum noi alegem să umblăm în ascultare în fiecare zi. Making the right decisions. Să luăm deciziile corecte. Knowing that that is what God wants for us. Știind că asta vrea Dumnezeu de la noi. God is preparing us. Dumnezeu ne pregătește. For an encounter. Pentru o întâlnire. And I wanted to just share shortly and with this I will end. Și vreau să mai spun ceva și cu asta o să închei. Shortly my testimony. Mărturia mea pe scurt. When I was in high school by the grace of God. Când eu eram în liceu prin harul Domnului. The Lord used one of my best friends to share the gospel. Domnul a folosit pe unul dintre prietenele mele cele mai bune ca să împărtășească Evanghelia cu mine. The gospel with me. Să împărtășească Evanghelia cu mine. And that is what prepared me. Și asta m-a pregătit pe mine. Gradually. Gradual. To the pas day cu pas. When the Lord encountered me personally. Așa până când Domnul s-a întâlnit cu mine personal. And I can put my hand on it the before and after. Pot să ating ca și cum diferența cum a fost înainte și cum a fost după. I can remember very specifically. Pot să-mi aduc aminte specific. What happened at that time? Ce s-a întâmplat în acel moment? Until now. Și până acum. And by the grace of God. Și prin harul Domnului. I have never looked back. Eu nu am privit înapoi. That encounter. Și acea întâlnire care am avut-o. Changed my life completely. Mi-a schimbat complet viața. I knew that something had happened to me. Eu am știut că ceva mi s-a întâmplat. I knew that I would never be the same again. Am știut că niciodată nu o să mai fiu la fel. And all this happened when I was home, back home in Ghana. Toate astea mi s-au întâmplat când eram acasă în Ghana. Later I traveled to Romania. Mai pe urmă am călătorit, am venit în România. In Romania. Și în România. I will say. Eu am zis. God taught me how to walk with him personally. Că Dumnezeu m-a învățat cum să umblu cu el personal. He taught me how to
walk with him in obedience. M-am învățat cum să umblu cu el în ascultare. Because my parents are not here. Pentru că părinții mei nu sunt acum aici. I had all the liberty. Eu aveam toată libertatea. And probably some of us can identify with și the testimony I'm sharing. Unii dintre noi putem să ne identificăm cu această mărturie pe care o spun. Our people are not here. Că our people, our families. Că familiile noastre nu sunt aici. We have all the freedom. Noi avem toată libertatea. Some of the things you have experienced, some we have never experienced. Unele dintre lucrurile care le-am experimentat, nu le-am experimentat niciodată până acum. But the point is. Dar ce vreau să spun? Are we going to be like Joshua? O să fim noi ca și Iosua. Who says? Care a zis? That I will obey the Lord. Eu să ascult pe Domnul. In spite of whatever I see. Indiferent de ceea ce eu in văd. In spite of the distractions. Indiferent de distragerile din jur. I will still remain true to God. Eu să rămân în continuare credincios Domnului. I will still remain faithful to God. O să rămân credincios Domnului. And I will walk with him. Și o să umblu cu el. Amen. Amin. And I want to just encourage you. Vreau să vă încurajez. That I have seen the blessings of the Lord upon blessings. Pentru că am văzut binecuvântări peste binecuvântări de la Dumnezeu. His faithfulness. El este credincios, credincioșia lui. Countless times. De foarte multe ori, nenumărate ori. How he has been with me. Cum el s-a fost cu mine. Amen. Aleluia. Amen. Amin.